Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la Friday Night Funkin' Baby. Friday Night Funkin', suntem pregătiți să jucăm Zardi. Ok, sunt miliarde de moduri pe care voi vreți să, ca eu să le încerc, însă vreau să înțelegeți că vreau să le încerc așa pe parcurs, ok? Dar o să începem cu Zardi, care nu cred că o să reuși să-l duc până la capăt. E absolut insane modul ăsta, e mult mai greu decât trechii pe care n-am reușit să-l termin pe hard. Live Petrov, în același timp din descriere, Bianca zice S-A-L-L. Deci Bianca v-a salutat. Zardi nici măcar nu are dificultate, adică o să fie imposibil să termin modul acesta. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Însă voiam să mai zic și faptul că noi ne bucurăm de Friday Night Funkin', e un joc distractiv, ne place. Citisem și pe Twitter developerul jocului care a primit vreo 2-3 milioane de dolari până să termină Kickstarter-ul, cam atât cred că o să strângă. Și spunea developerul că ei sunt doar niște copii și nu prea știu cum să gestioneze toți banii aceștia. Dar voiam să vă spun așa ca un side note, ca o chestie amuzantă, că noi acum, ok? Noi în secunda asta în care te uiți la video, să vezi pe Live Petrovo, noi trăim niște momente de nostalgie, ok? Pentru că o să venim înapoi, după poate vreo 2, 3, 4, 5 ani și o să zicem, bă, ce tare erau vremurile alea când jucam Friday Night Funkin' și descopeream moduri noi și așa mai departe, ok? Deci noi trăim nostalgia, băi, țineți minte ce vă spun acum. Ca și cu alte jocuri. Mă rog, nu știu ce ne zice ăsta, zice că o să ne dea el un mare show, ok? Hai să vedem ce show poate să ne dea Zardi. Îmi place mult melodia, trebuie să recunosc. Cred că asta e melodia mea favorită dintre toate modurile astea dificile, witty, tricky și altceva. Chiar îmi place melodia lui Zardi. Hai să vedem. De asemenea, încerc un nou setup de degete în care cu degetele de la mâna stângă țin apăsat pe A și pe S, mă rog, folosesc A și S și cu mâna dreaptă folosesc săgeată sus și dreapta, încerc să văd dacă mă descurc mai bine așa. Deja vine prea repede. Nu știu dacă sunt trei melodii sau e o singură melodie. Cred că e o singură melodie. E mult prea greu. Hai bă! Hai bă! Ce e așa greu Zardi ăsta? Trebuie mult antrenament aici, cred că 2-3 săptămâni. Ca să termin modul ăsta nebun. Nu mă descurc la combo-urile, uite, acum avem foarte multă viață. Urâtule Zardi, ești un urât! Baie ce ești, urâțenia pământului! Câte săgeți vrei să apăs, ai luat o razna, bă băiatule! Goodbye! Bă, ce scrie acolo? Ok. Știu că sunt mulți youtuberi de Friday Night Funkin' care fac toate melodiile la perfecție. Da. Nu o să mă interesează să mă uit pe YouTube. Ai, m-am uitat, în esență, la playthrough-urile alea perfecte, știi? Știu melodia până la capăt cum e și așa mai departe, dar vreau să le duc eu. Însă necesită foarte mult antrenament, ok. Avem un mod cu fosta iubita lui Boyfriend, ok? Caracterul nostru are numele Boyfriend. Și acum o să facem rap cu fosta iubită și actuala iubită se va uita. Deja. Da, uzi-o cum face. O, dar de ce plaghează așa? Iubita, bagă frame-urile alea toate. 3, 2, 1, dă-ne toate frame-urile, iubita. Asta e o glumă proastă pe lângă ce am jucat adineauri. Hai să joc cu două mâini. Yeah.
Păi vedeți viteza asta? E... încetinitor. Deci nu... What? What? Nu mergeți iată în jos? Ok, ciudat. Melodia e ciudată. Cred că trebuie să-l facă și pe boyfriend mare. Plânge, bă, uitați-vă de stânga jos. Ok, ideea e că dacă n-apăs la fix pe săgeată, nu mergem. Aoleo. Dacă nu fac astea, trebuie să-mi iau adio de la Zardi. Bine, într-un fel înțeleg că vrea să apeși la perfecție, că vin și astea încet. Ia! Ia! Bă, deja prima melodie a fost? Cred că a făcut doar prima melodie, sau? Vă place fosta iubită? Și actuala iubită? Ok. Hai, bă! Și are un... ciudat! Dacă n-apeși la perfecție, strică tot ritmul. Mai e vreo melodie? Am terminat-o pe ex-girlfriend. Fusta. Alt F4. Ok, deci sunt aceleași melodii. Ia, că s-a trezit Zardi! Ia, ia, ia! Ia un pic repejor! Okay.
Ok. Fusta iubită distrusă. Avem Seaside. Cheside. Deci am avut B-ul și acum avem C-ul. Modul ăsta e relativ nou, în ideea că are doar săptămâna 3 și 4 refăcută și nici nu are textele refăcute, deci o să mergem pe week 3 să vedem. Dar a schimbat melodiile și caracterele. Asta e Vegeta. S-ar putea să fie cam greu ce se întâmplă aici. O, are voce. Opa. Are voce, nu? Ok, hai să trecem la săgeți doar. Hello. Cine cântă ăsta aici? Ok, Post Boy, ce scrie pe tricoul meu? L-a spart pe Pico. Pico nebunul. Hai, ce mai ai pe listă? Multe combo-uri. Bă, nu e grea melodia, dar cum să vă explic? Nu te taxezi așa tare în caz că ratezi, dar sunt prea multe săgeți și te încurcă. Uite-te și... Vegeta!
It's over 9000. Avem 9000 score. Awesome. I bet shit crazy. Ok, ok, ok. E ok melodia. E un pic dificilă că tot combină aceleași săgeți. Dar merge. Hai să vedem pe a treia. Deci băiatul a zis că o să lucreze la săptămâna 1 și 2 după aia. Trebuie să-mi spuneți și voi în comentarii, la video-uri noi sau așa mai departe, când se lansează update-uri. De exemplu, când se lansează update la modul C-Side pentru săptămâna 1 și 2. Când se lansează update pentru B-Side, pentru Neo, că se vor lansa update-uri și nu o să știu exact când, că n-am cum să le urmăresc pe toate. Oh, nu, asta e identică sau e... nu, e editată. Măi, ține-te bine! Doar atât? Ok, ok. No, nu e doar atât. Ceva melodiile. Hai că ne-am descurcat. A fost puțin greu la început din prima melodie și după aia m-am descurcat. Ok, cred că asta e finalul. Bun, deci avem săptămâna 3 și săptămâna 4. Asta să fie dificil. Mommy must murder. Fie naiba de femeie nebună. Bă, vin prea multe, mă, nu mai știu ce-a pus. Are bunii.
nebună, mă, e nebună. Realizați că ultima melodie de aici e Zardi V2, cred. Hai, mă! Las-o așa! Vin prea multe, prea repede, îți pierzi ritmul. Wow, wow, wow! Mami a nebunit! 3, 2, 1. A înnebunit, mami. E mai încet acum. E bine. Aici, efectiv, eu apăs și nu mi-apasă. Nu înțeleg. Nu prea pricep ce se întâmplă. Gen, dacă n-apeși la perfecție, nu-ți iasă gețile. Asta o să fie wow, 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 wow. Țineți-vă bine de scaune, băieți. Că ultima melodie e foarte rapidă. 3, 2, 1, go! Văd că a remixat-o mai încet.
3 și 4 completate și pe hard. Ce side! Bă, nebunie! A, ăsta e Ronald McDonald? 3, 2, 1, go! McDonald's, omul! Bă, ce asta? Bă! E nebun! E nebun, Ronald McDonald! A luat o raznă, stai un pic, stai un pic. Bogdan îmi zice Ronald McDonald. Come on! Se întrerupe sunetul, atât de stupidă e melodia. Săgeata e maro și podeaua e maro, adică... Se întrerupe sunetul! Bogdan, 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 mai așa aud. Ziceți voi că n-au. Bogdan, 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 Bogdan. Bă, nu mai pot de râs. Se strică melodia, sunetul se sparge. Las-o așa, Bogdane. L-am spart, mă, pe Bogdan și pe McDonald's și pe Big Mac și pe toți am spart. Vă spun, e altceva Ronald McDonald. E out of this world. Deci pe hard vine, ați văzut, atât de repede vin săgețile, se sparge muzica și se laghează tot. Gen, n-ai cum pe hard. E imposibil. Și săgeata e maron și măcar nu o vezi când vine din podea. E aceeași culoare. Și vine atât de repede, n-ai cum. Uite, deci se sparge, se blochează, se laghează. N-ai cum, e out of this world. Vreau să văd și eu la perfecție melodia asta făcută. Ok, bun, păi cam asta este episodul, vezi. Ne-am distrat, ne-am simțit bine. O să mă mai antrenez eu off camera, o să încerc să văd dacă reușesc să fac melodia aia cu Zardy. O să încerc, o să-mi ia săptămâni întregi probabil, ca să duc melodia aia la capăt. Îmi place, aia e melodia mea favorită, cel puțin din episodul de azi, aia mi-a plăcut cel mai mult. Dar nu pot să o duc până la capăt, e cam dificilă, o să mai încerc, ok? Până atunci, sper că v-a plăcut episodul, apăsați butonul de like și lăsați-mi sugestii de alte moduri în comentarii. Oh!